Etapa a șaptea din Liga a patra de fotbal Hunedoara a fost una extrem de interesantă, rezultatele înregistrate aducând schimbări la vârf. Astfel, noul lider este retezatul Hațeg cu 17 puncte, după victoria cu 3-0 de acasă cu Dacia Orăștie, ocupanta primei poziții fiind ajutată și de celelalte rezultate. Pe 2, cu 16 puncte, a urcat Inter Petrila, după victoria de pe teren propriu cu 1-0 în fața celor de la CS2 Hunedoara. Iar pe 3, din cauza golaver Rajului a coborât fostul lider, CSM Vulcan, care a suferit un eșec usturător, 8-2, în deplasarea de la Șoimul Băița. Dan Voicu, antrenorul celor de la Vulcan, a digerat greu eșecul, dar speră ca elevii săi să își revină până etapa viitoare, când vor avea pe teren propriu un derby al Văijiului cu Petrila. Ceea ce s-a întâmplat în teren este pe tabela de marcaj. Acolo se reflectă ceea ce s-a întâmplat. Este incredibil. Deci nu-mi vine să cred. N-am recunoscut niciunul din jucători. Deci dacă ar fi să remarc pe cineva, doar la partea negativă. Pozitiv, absolut nimeni. Nu știu, este inexplicabil ce s-a întâmplat în decurs de o săptămână. Mai ales din poziția în clasament pe care veneam după 6 jocuri fără înfrângere, dar la un asemenea scor este incredibil. Cred că este cel mai slab joc de când sunt eu de 2 ani de zile la această echipă. Etapa viitoare cu cine jucați? Jucăm cu Lonia, o echipă la fel cu pretenții de acolo din Vale de la noi, o echipă bună, cu jucători cu experiență, echipă valoroasă. Deci va fi un meci greu, dar este normal. După acest duș rece, sper să ne trezim. Șoimul Băița este pe locul 6, fiind devansată la golaveraj de Gloria Giogiu, care a câștigat în deplasare cu 3-1 la Lanterna Roșie Minerul Uricani și este la doar 3 puncte de poziția a patra, care duce în play-off, întrucât Victoria Călan a pierdut surprinzător acasă cu 4-1 de la penultima clasată, CSM2 Deva. Daniel Dăscălescu, antrenorul de la Băița, își dorește ca formația sa să își continue evoluția pe același trend. Daniel Dăscălescu, meci mare, 6 goluri, victorie împotriva liderului, cum te simți? Bucuros, în primul rând felicit echipa, felicit conducerea pentru că mi-au acordat încredere, jucătorii la fel, mi-au acordat încredere care asta se câștigă în timp și mă bucur pentru ei că au înțeles anumite aspecte pe care le-am discutat, creștem de la meci la meci și sper să o ținem tot așa. Încă o dată felicit jucătorii pentru că au dat dovadă de multă înțelegere, caracter, concentrare, atitudine, s-au schimbat mult, mult în bine. Adversarul cum a fost totuși? A jucat cu liderul. Un adversar bun, bun, care într-adevăr își merită locul din clasament, mă refer în primele trei. Toate meciurile sunt dificile, vedeți și dumneavoastră că nu contează locul în clasament, contează doar ce este pe teren. Omul meciului a fost Romică David, atacantul Șoimul, care speră ca echipa sa să se impună și etapa viitoare, când Băița va juca tot acasă cu a șaptea clasată, Dacia Orăștie. Romică David, felicitări, mă rog, în primul rând pentru victorie și în al doilea rând 5 goluri. Mulțumesc frumos, mă bucur că am învins. Importantă este victoria echipei și nu de cum golurile pe care le-am marcat. Mă bucur că am reușit să fiu prolific pentru echipă. Și îmi doresc ca pe viitor să fim mult mai eficienți și să ne îndeplinim obiectivul. Trăiești o a doua tinerețe fotbalistică, putem spune, aici la Băița. Ai jucat la nivel mult mai înalt. Cum te simți aici la Băița? Nici nu știu cum să spun. Vestiarul este ok, colectivul este unit, avem un președinte extraordinar și mă bucur că sunt aici. Etapa viitoare, iarăși, acasă, tot așa un adversar dificil, cel puțin pe hârtie, Orăștie, dacă nu mă înșel. La ce te aștepți? Ne-am dorit din nou să învingem, dacă se poate, fără emoții, cum am învins până acum. Și de ce nu să terminăm în primele trei locuri. Etapa viitoare, programată sâmbătă 23 octombrie de la ora 13, mai cuprinde jocurile Hunedoara Călan, Deva Urican și Giogiu Hațeg. În Liga a 5-a, primele trei clasate au câștigat liderul Ponorul Vața cu 5-2 la Real Sant Andrei, iar ocupantele următoarelor locuri de pe podium, Zarandul Crișcior și Măgura Pui, au învins acasă pe Unirea General Bertlo cu 5-3 și respectiv pe Montana Țara Hațegului cu 6-0. Runda a 6-a, care va avea loc duminică 24 octombrie, începând cu ora 11, programează jocurile Real Zarandul, Măgura Unirea și Ponorul Montana.